Autoritățile centrale au dat în ultima săptămână mai multe hotărâri prin care au fost luate măsuri restrictive la nivel național. În Argeș, situația a fost stabilită în baza acelor hotărâri la nivel județean. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întrunit sâmbătă și a luat decizia ca toate piețele agroalimentare care funcționează în interior să fie închise. La nivelul Câmpul Lungului, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat decizia de a închide piața centrală, dar a dat o șansă comercianților și producătorilor să își vândă produsele în afara pieței, acolo unde s-au amenajat standuri speciale. După cum bine știți, una dintre restricțiile la nivel național este aceea de a nu se mai desfășura activități comerciale în piețe. Acum, la nivel național, au fost elaborate 3 scenarii. La Câmpul Lung ne încadrăm în scenariul al doilea, în sensul că trebuie să scoatem afară tot ce înseamnă comercianți. De ce? Pentru că nu avem acei pereți care se pot rabata astfel încât să ajungem la o piață deschisă. Ieri la ora 11 am participat la o ședință la prefectură în care am explicat situația Câmpul Lungului. În urma discuțiilor cu doamna primar s-a convocat aseară la ora 18 Comitetul Local pentru Situații de Urgență și s-au dispus măsurile necesare astfel încât comercianții să-și desfășoare în continuare activitatea și în același timp să creăm posibilitatea pentru Câmpul Lungeni de a se aproviziona. Măsurile care s-au întreprins de astăzi de dimineață de la ora 8 au fost acela de a crea spații în afara pieței astfel încât lucrurile să funcționeze. În cursul zilei de astăzi sperăm să definitivăm aceste acțiuni și de mâine să intrăm în normalitate. Evident că vor apărea în continuare probleme legate de vreme, de ploaie, de zăpadă, dar încercăm să le rezolvăm în timp util. Cât despre târgul de fructe și legume, acesta va rămâne deschis și va funcționa ca și până în prezent, respectându-se măsurile de distanțare. Sunt măsuri complexe la nivel educațional, după cum știți bine, școlile sunt închise, mai avem acel punct de lucru al pieței mai sus de Kaufland, care el întrunește condițiile, este spațiu deschis, dar aceste măsuri legate strict de piața centrală s-au luat începând de astăzi. Producătorii nu văd cu ochi buni aceste măsuri, făcând trimitere la supermarketurile care au rămas deschise. Îmi vine să stau acasă o lună de zile, că nu mor de foame. Asta e. Vă e mai greu acum? E foarte greu, pentru că am votat PNL-ul și m-a dezamăgit. Știți cum am făcut acum? A dat cu bâta în baltă. La alegeri nu o să mai ia nici 10%, vă spun eu. O să iasă PSD-ul, că ăia a ținut cu oamenii, ăștia nu ține cu oamenii. Nu sunt patrioți. Ăștia ne-a vândut la nemți. Adică lași Kaufland-ul, lași Profi, lași Lidl-ul. De ce? Că sunt magazine nemțești? Noi ce suntem? Ai nimănui? Cum se poate, domne, așa ceva? Cum vi se par măsurile astea? Măsurile sunt drastice. Țăranul stă cu mâna în pământ și în apă, în grădină acolo și peste tot unde cultivă. Și când vii să-ți vinzi marfa în piață, ce să vând? Să stau în frig și suntem câini, animale? Ce suntem, domne, animale? Nu suntem, suntem oameni. Asta e problema. Problema m-a dezamăgit complet. Complet. Sunt foarte dezorientat. Dacă nu aveam investiții de miliarde în solare și așa, închideam și plecam în străinătate și nu vreau să mai audă România. Nu vreau. Uitați-vă la alte țări. Dacă a închis, a închis tot. Nu închid doar piețele și pe preferințe. Da, dom'le, stăm 2 săptămâni acasă tot și să vedem, scade virusul, scade infectarea. Pe și aici, ce? Pe ce principiu s-au dat mesele astea? De ce s-au dat mesele astea? S-au dat pe fiecare cum a apucat. Adică au venit de dimineață? Sau? Au venit de dimineață și au pus pe ele, așa s-au dat mesele. Producătorii de izbeliște și speculanții care n-au nimica, că ăia sunt speculanți toți acolo, care n-au nimica, ăia au prioritate, domne. Păi une, producătorii ce au? Măsurile luate în prezent sunt valabile 30 de zile, dar cu posibilitatea de prelungire.